Ciao, ce fac băieții? Și bine ați venit la un nou Mega Pack Opening pe canal! Cele mai bune prețuri pentru FIFA Coins le găsești pe fifacoin.com și ai parte de o extra reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere, ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Astăzi avem pentru voi premii din FIFA Champions și bineînțeles 1 din 5, 87 plus, Base or World Cup Hero și mai avem și 1 din 3, Road to the Final, Future Stars, Centurions, Player Pick. Înainte să dăm drumul la distracție, nu uita să apeși și tu butonul de like! Hai să încercăm să ajungem la peste 1500 de like-uri dacă vă plac aceste pack opening-uri pe canal. Începem de la stânga la dreapta și da, știu, nu aceste player pick-uri, player pick-urile normale ar fi trebuit să le păstrăm pentru Foot Birthday, dar, băi, tată, nu ne place să deschidem acum. Nu e neapărat cel mai bun lucru și vă recomand și vouă să vă abțineți, păstrați-le pentru Foot Birthday. Mă refer la aceste player pick-uri de aici. E bine să le păstrați pentru Foot Birthday, pentru vineri, ora 20, ora 8 seara, ora României. Vine un 88, 5 stele la Wakefoot. Frumos card. Foarte, foarte fain. Stamina 95, un card fine, solid player, ne place aia și au să-i Foot Shot. Este dreptaș, dacă nu mă înșel, hi, 1.80, foarte fain, ăsta de 88, super, super bun, chiar utilizabil la momentul acesta în joc. Continuăm cu Iago Aspas și pe Fodărica a dat bine. Pe Fodărica a dat 87, 88, 86, 87, 86, zice mulțumim frumos. Hai acum cu 1 din 4, 84 plus. Hi, 89, mă, da, tat, Fodăr să mai facem SBC-uri dintre la bombiță. Vine încă unul frumos, Thiago, de 86, 86, 89. Hai și cu 90, 90 plus. Haide, tată, 90, 90 plus. Bă, a venit, mă! Bă, am zis, 90, 90 plus. Vine Kevin De Bruyne. Sunt, da, prezic viitorul, tată, ce ai? Prezic viitorul, 90, 90 plus a venit. Acum, nu cred că mai vine mai sus de 88. Am zis-o, a plecat, nu vine mai sus de 88. Bro, au fost fabuloase pachetele astea. Deci pe bune, 87, 88, 86, 86, 90, 86, 89, 91. Bro, sunt printre cele mai bune premii din The Champions pe care le-am deschis. Mă refer la picuri. Mai ales ținând cont că nu ai acces la carduri din promo. Poți să pice doar gold. Acum, avem unul din trei Road to the Final, Future Stars sau Centurion și bineînțeles că facem foarte frumos și facem stats reveal, bam, a plecat, am apăsat, am schimbat și hai să facem, cum să facem noi, ovițule, dreapta la stânga, stânga la dreapta, de jos în sus, dacă facem de jos în sus, îi vedem numere la un moment dat, hai mă să facem de jos în sus, uite pe ăsta-l facem de jos în sus, pam, 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 ia vezi, ia vezi, ia vezi, ia vezi, ia vezi, ia vezi, bro, ce-s ăștia din, avem un Centurion și restul ce sunt, stai un picuț, 88 physical, 88 passing la Centurion, 78, bă, e Trent, ia stai puțin, 85 pe, nu e 78 pace, hai să vedem, da, Milner, Volant și Lamela, am crezut că e Trent când am văzut passing-ul și cu defending-ul, oh, ce să iei de aici? Dar la mea ăsta de 89, bro, stai un pic, nu arată rău deloc, sincer. 4-3, RM cam right winger, passing, dribbling, stă bine, stamina, bun, player traits, o mulțime are. Hai să luăm pe la mea, e și cel mai high rated. Sunt curios dacă pe market așa ar costa ceva, dacă ar fi, nu e pe la 40-50 de K. Hai că avem și base hero și la ăsta facem reveal de la stânga la dreapta. A plecat, tati. A plecat și asta. Ia fi atent. La stânga, la dreapta, ovițule, așa ușor, elegant. Primul este World Cup. World Cup, World Cup, World Cup. No, o să fie Nakata. 88. Utilizabil, ce-i drept, dar așteptăm opțiuni mai bune. Varianta cu numărul 2. E normal. Ginola. De ce base? Doar Ginola ne ajută. Să fie JJ Okocha. Nu e. Dino Tole. Vezi că ăsta e chiar bunicel. Încă poate să fie utilizat. Mai bun decât Nakata. Cu siguranță, deși are același rating.
Picul cu numărul 3, cred că este... Bro, e World Cup, nu? World Cup, World Cup, World Cup, World Cup. Nu te cred, nu te cred, nu te cred, nu te cred. Tati, cap de vilă. Senzație. Bombă. Bombă, 800 de caie cardul ăsta. Bro, ce pic șmecher. Ia vezi 4. Ia vezi 4, e normal. E normal. Striker, Forlan. Ok. Și la numărul 5, hai să începem așa, ușor, 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 și ăsta e tot base, este JJ. Ok, bro, fabulos cardul cap de vilă, ăsta e end game, baby, este fabulos, e printre cele mai bune picuri pe care le-am primit la base or World Cup Hero Player pick cap de vilă, vine la băieți, super bombă. Pe KDB îl avem tradable sau îi dăm noi după aia redeem? Îi dăm noi redeem din club și cred că mai avem niște... 32 de pachete, ce e acolo, ovițule? Mămică, 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 mămică. O fi ceva frumos ascuns pe aici. O fi ceva frumos, mamă, mamă, mamă. Rare gold, rare gold. 82 plus 20 players. Știi ce aș deschide de aici? Premium. Aș deschide premium team of the week pack. Aici Eder Militao, dacă nu mă înșel. E cam singurul care ne interesează. Englez. Right back. Ah, Walker Peters, Walker Peters, Walker Peters, Goodwin și cu right. Walker Peters care costă pe la 27-26, se duc la vânzări că să ne luăm bănuții pe ei. Încă un premium team of the week, unde ești? Da, 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 a plecat. Bun, vine cu Brazilia, tată, haide! CDB o să fie un 86. Aoleu. Aholo. Goodwin și Hever, care acel Goodwin este mereu acolo, tată. Orice ar fi, este mereu acolo în toate pachete și pe contul meu de roturi. Tot așa a fost. Se ascunde oare ceva? Bombiță pe la sfârșit pe aici. Ultimate pack-uri. 82 cu 20. Mamă, 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 mamă. Îi dau, mă, să văd și un 82 plus cu 20. Îi dau să văd și eu unul, să văd cum arată. Este un inform. Va fi francez, fundaș central. Vine Pavard de 84. Hai să sperăm că poate să ascunde un gol frumos acolo. Verratti, Pedri, Perisic, Calhanoglu, Partey și Pellegrini. Restul sunt, din păcate, discard, pentru că nu mai avem loc pentru ei în club. Continuăm cu... Hai și cu un ultimate pack, dat. Oh, vine cu un inform. Brazil, Brazil! Ah, Croația, CM, Kovacic. 87 Kovacic, ăsta e tradable, dar e folder, n-avem ce să facem cu el și în rest, bă, vezi că n-a fost chiar așa, adică, nu prea high rated, putem să facem multe, multe, multe upgrade-uri, o să fie frumos de fotbal, de o să avem o mulțime de pachetele, gold, 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 mai luăm încă unul, tată, mai luăm încă unul, mai iau, mai iau un ultimate pack, mai iau un ultimate pack și restul postăm pentru fotbal. Încă un inform, bineînțeles, englez, fundaș dreapta, Walker Peters, poate se ascunde altceva pe acolo, poate, 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 da, poate, ba. 85 și Mertens, știți ceva, eu sunt mulțumit. Bro, mi-a dat la acel hero player pick, a dat bombiță, cap de vile am avut în final și noroc la acele picuri, băieți. Asta o să fie totul pentru astăzi, ne vedem mâine cu un nou episod din draft-uri și restul de pachete le păstrăm pentru promoția Foot Birthday.